Mâine începând de la ora 2, Consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui va finaliza întreaga listă de manageri de școli care vor fi școși de pe funcție. În prezent, singurii care au garanția că vor rămâne pe posturi, cel puțin până la finele lunii noiembrie, sunt 12 directori de școli și licee. Ei au fost numiți la conducere în urma susținerii concursului din noiembrie 2008, iar mandatul nu le-a expirat încă. Restul de 142 de manageri sunt la dispoziția conducerii Inspectoratului Școlar, deoarece nu au actele în regulă, căci nu au un concurs promovat recent și sunt detașați pe posturi interesul în interesul învățământului. O detașare se poate schimba oricând. Corect spus, sunt oameni care au fost numiți politic în vechiul regim, dispensabil, ce riscă să nu mai primească o altă detașare pentru a rămâne în continuare pe fotolii. Cu toate acestea, inspectorul școlar general, profesorul Gabriela Plăcintă, ne-a declarat că nu s-a făcut propunerea de schimbare din funcție a unui număr surprinzător de manageri.